Elevii lui Ionuț Popa nu sărbătoresc faptul că sunt doar la un punct distanță de prima poziție a clasamentului. Aceștia preferă să-și încarce bateriile pentru următoarele meciuri pe care le-au de disputat. După victoria de duminică cu Arlo Slatina, galben-verzii se pregătesc pentru meciul de sâmbătă cu Mureșul Deva, care se va juca pe stadionul din Mioveni la ora 11. CS Mioveni mai are de disputat, în afară de meciul cu Deva, încă 3 meciuri, cu Petrolul Ploiești, cu CFR Craiova și FC Arieșul Turda. Conform spuselor lui Telu Stancu, antrenorul secund al galben-verzilor, fiecare din aceste meciuri este foarte important, pentru că un eventual eșec ar putea strica tot ceea ce au clădit până acum. Fotbaliștii din Mioveni fac un apel către suporterii echipei pe care îi așteaptă la stadion pentru a-i susține în meciurile pe care le mai au de disputat, pentru ca la vară să poată sărbători împreună promovarea Liga I.